Jur credință patriei mele România! Jur credință patriei mele România! 11 viitori salvatori au depus astăzi jurământul la ISU Olt. Deși la ceremonial nu au putut participa familiile acestora, totuși viitorii colegi le-au fost alături. Mihai are 19 ani și a ales să devină pompier, călcând astfel pe urmele unchiului său. De ce ți-ai ales această meserie? Am fost îndrumat de către unchiul meu, care este pompier. Deci a fost un exemplu pentru tine? Da. Dar știi că te așteaptă și o meserie dificilă. A fi erou nu e un lucru ușor. Desigur, cunosc riscurile, mi-a povestit diverse din intervențiile sale și deja mi-am făcut o idee. Colegul său Ștefan a ales această armă știind ce pericole îl așteaptă, dar și conștient de bucuria ce o va trăi atunci când va salva vieți. Ce te-a făcut să alegi această armă, pompierii? Fiind o meserie unde salvezi oameni, ajuți oameni, este o meserie de viitor. Adică și dificilă? Da, orice meserie este dificilă, nu trebuie să ne bazăm că o meserie este ușoară și trebuie să o alegem pe aceea. Viitorii pompieri se pregătesc să calce pe urmele salvatorilor ce astăzi le sunt mentori. Multe intervenții unde îți riști viața, dar este o bucurie mai mare când ajungi și vezi fericirea oamenilor după ce ai salvat. Și chiar dacă familiile nu le-au fost alături, emoțiile au fost la fel de mari. Am emoții, normal, ca orice persoană din colegii mei, dar consider că sunt niște emoții constructive, suntem nerăbdători să îmbrățișăm cariera aceasta cu bucurie. Depunerea jurământului militar este un moment unic și emoționant pentru fiecare militar. Sentimentele de mândrie, dar și de asumare a unei mari responsabilități trăite în aceste momente trebuie să vă călăuzească pașii întreaga carieră. Pe aceștia îi așteaptă în perioada următoare examenele finale, iar în iarnă, la finalizarea studiilor, vor fi repartizați la unitățile care au nevoie de personal. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu, în județul nostru, deficitul de personal nu este mare, acesta fiind doar de 19%.